Alberta, mulțumim. Aura Woodward, fost președinte al Fundației Prințului de Wales, România, a fost propusă pentru funcția de director al Institutului Cultural Român din Londra. Președintele ICR Liviu Jicman le-a propus pe Aura Woodward pentru funcția de director și pe Raluca Cimpoiașu pentru funcția de director adjunct. Propunerile au fost trimise pentru avizare către Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii. Aura Woodward are o experiență de peste 20 de ani în strategie, management și comunicare. A lucrat pentru regele Charles al III-lea timp de 17 ani și a condus Fundația Prințului de Wales România. Raluca Cimpoiașu își desfășoară în prezent activitatea la ICR New York, iar între anii 2010 și 2018 a fost referent relații la ICR Londra.